Știi ce mă gândesc? Dacă toți suntem noi pe aici și avem la dispoziție rezervoarele astea pe care le-am făcut, nu mai știu când le-am făcut, le-am făcut cu niște obsidian pe care le-am luat cu, cu titel, nu? Hai să profităm de situație. Apropo, cred că mai țineți minte faptul că astea odată ce sunt sparte, își păstrează conținutul, da? Deci să nu vă speriați. Hai să facem rost de niște țiței, domnule. Să avem așa la îndemână. Și nu numai țiței. Nu numai țiței. Oil, da, e bine. Dar să ne luăm poate unul sau... Stai așa, mă, nene, mă, ce te grăbești, mă? Să ne luăm unul sau două rezervoare din astea și de lava. Niciodată nu știi când ai nevoie de lava. Bun, dragii mei, rugați-vă să ieșim de aici cu viață. Hai să vedem pe unde e intrarea. Tădăm. Credeți că este pe aici cumva intrarea? Eu așa zic. Bun, deci ce sunt astea? Sunt niște dungeon-uri făcute de Thomcraft, care au două spawnere în ele întotdeauna. Cel puțin deocamdată. Unul de scheleți și unul de zombolei. Bun. Șmecheria este să le dezafectezi înainte să o iei. Ho, ho, ho. Da, iarăși am uitat să vorbesc. Nu-i problemă. Unii, mă. Hai, mă. Bravo. Bun. Deci două spawnere mari și tari, iar aici jos de tot avem trei cufere. Astea sunt, din câte știu eu, cufere normale, cufere standard de dungeon-uri. Câteodată au chestii interesante, câteodată nu. Dar mai e ceva interesant, nu știu dacă puteți voi să vedeți, poate dacă scot. Deci mă plimb așa și voi trebuie să vedeți că aici este un nod. Dacă mai țineți voi minte din Thomcraft, vă spuneam că există niște noduri din astea de magie pe care le putem vedea cât de cât așa cu ochiul liber și pe care o să le putem vedea foarte clar în momentul în care avem niște ochelari speciali. Apropo de spawnere, câtă viață mai ai tu în tine, mă? Mai mult decât suficient. Shift, click dreapta, am făcut rost de 1 de scheleți, shift, click dreapta și am mai făcut rost de 1 de zombălei. Unde să vă pun și pe voi, mă, v-am pus aici. Ia să vedem dacă am găsit ceva interesant în cuferile astea, fraților. E bine, e foarte bine, nu zic nu. Boba mea este că nu am ce face cu voi în momentul de față. Cu tine aș putea avea ce face. Netherworld tier, ok, îmi place. Bun, hai că te iau și pe tine. Aici am nimerit ce trebuia să nimerim. Hai că avem loc de toate, Ferrara, naibii, ce să facem. Hai să punem un punct pe hartă. Cum să-i zicem noi? Ceva de genul ăsta. Ok, mersi. Și hai să ieșim. Și ne vedem la bază. Stați așa, stați să vedem dacă ne vedem într-adevăr la bază. Da! Ne vedem la bază. Bun, dragilor. Am golit cât de cât inventarul, mi-am golit pe aici ce mai aveam de golit, eram plin cu toate cele. Trebuie să vă arăt eu câteva lucruri, pentru că nu știu dacă v-am arătat, chiar nu mai știu dacă v-am arătat acum 2-3 zile. Aici am făcut câteva modificări la ferma noastră de vrăjitoare. Și când zic modificări, mă refer în principal la faptul că am mai pus un țestos aici. Țestosul ăsta are o sabie.
Nu mi este clar dacă sabia asta este într-adevăr mai puternică decât târnăcopul. Logic ar deduce că ar trebui să fie, dar mă rog, vedem. Ceea ce vedeți voi în momentul de față că veni vorba este temporar. Cea mai importantă parte însă este bucățica asta mică de lavă. De ce? Pentru că am realizat că vrăjitoarele noastre din vanila pot să, în momentul în care sunt omorâte, le poate pica poțiunea pe care o au în mână în momentul respectiv. Cu alte cuvinte, trebuie să le forțăm să aibă o anumită porțiune atunci când le omorâm. Eu, spre exemplu, vreau să mă duc în Nether la un moment dat fără să mai fac griji pentru... să mai fac griji de foc, da? Asta înseamnă că eu, dacă vreau niște poțiuni de foc, care uite că tot mai mi-a picat una în mână, trebuie să le forțez pe ele în momentul în care mor să beau o porțiune de foc. Și din cauza asta avem lava asta aici, le dăm foc, ele au le repede bea poțiunea și uite că deja am strâns 11 poțiuni de foc în aici și aici 19 poțiuni de viață. Asta, poțiunea de viață o beau în momentul în care încep să-și ia damage de la, de la sabie sau de la târnăcop. Da, nu știu, nu e foarte eficient sistemul, vă puteți da seama, dar oricum ca idee generală este destul de bun. O grămadă de glowstone, o grămadă de redstone, foarte, foarte multe materiale de la vrăjitoare. Bun, deci am fost atât de încântat când am văzut de saga asta, că venim vorba de saga asta, este din Darkcraft, puteți să vedeți și voi zice aici, și are mai multe obiecte în ea. Nu vă imaginați că e ca un fel de backpack, pentru că în momentul în care este golită complet, apropo, nu mai puteți să puneți înapoi odată ce scoateți din ea, în momentul în care este golită complet, dispare. Da? Deci nu mai avem un inventar. Aici cred că putem să punem noi asta frumoșel. Astea pe aici, da, sunt o grămadă de chestii, nu știu, trebuie să ne facem cufere separate. Bun, ce vreau să fac? În cele din urmă o să vreau să fac din Industrial Craft, cred, sper, vreau. Din Industrial Craft vreau să fac așa ceva, pentru că nu am mai făcut de foarte mult timp, deci vreau să fac un pic camăr din ăsta, pe care după aceea vreau să-l upgradez la frumusețea asta din Darkcraft, care asta, dacă nu mă înșel eu... A, ia energie electrică? Ok, e bine. Dacă nu mă înșel, ăsta e ceva mai avansat. O să vedem pe parcurs dacă într-adevăr este ce am eu nevoie. Asta era? Nu era asta, măi. Nu mă prostez, nu era asta. Mă rog, vedem noi pe parcurs. Ideea este că vreau să fac ceva cu Darkcraft-ul, dacă tot ne-am apucat, și pentru treaba asta parcă am nevoie de niște obsidian, o cărțulie. Facem un enchanting table pe care după aceea îl transformăm noi într-un enchanting table mai special din Darkcraft. Ia să vedem noi dacă ne iese treaba asta. Ia uite-l, Force Infuser. Unde să te pun eu pe tine, mă băiatule? Nu știu să vă zic, hai să-l punem pe aici pe neva deocamdată și vedem noi pe parcurs. Dita mai interfața, e greu, e greu. E foarte, foarte ciudat mod de a utiliza acest enchanting table din Darkcraft. Mă cred că mai am nevoie de o carte pe care să o transform eu fain frumos într-un upgrade tome. Și acest upgrade tome o să rămână pe vecii vecilor aici. Gândiți-vă la upgrade tome-ul ăsta ca la un fel de, cum să-i zicem noi, mă, un CD-ul, un jurnal care înregistrează progresul pe care îl facem atunci când ne apucăm de magie cu Darkcraft, da? Nu cred că am nevoie de atât de multe, dar să fie. Deci, eu momentan nu pot să fac foarte mare lucru în Darkcraft, pentru că nu pot.
Hai, bag-o pe toată, las-o, Doamne, iartă-mă, așa. Hai să ne apucăm, că trebuie să vă explic și mă enervez dacă nu vă explic. Pe ecran, în momentul de față, modul de a face magie cu Darkcraft și credeți-mă că e enervant. Bun, deci vreau... Am nevoie de un târnăcop din Darkcraft. Hai să vedem dacă putem să facem treaba asta. Ca să fac un târnăcop din Darkcraft am nevoie de 3 lingouri. Sper eu să le pot face de aici. Prrrrp. 1, 2, 3. Hai să luăm și asta să fie. Niște bețe mai am pe aici pe undeva? Da, perfect, perfect. Țup. Țup. Mă înșel eu cumva? Nu așa era? Hai că oricum n-aș veni ce face cu ele. Bun, deci ăsta este magnificul nostru târnăcop din Darkcraft. Apropo de târnăcop, este un târnăcop normal. Aproape normal. Când facem click dreapta, vedem că se activează sau se deactivează area mode, pe care dacă ne ducem noi aici și pe niște piatră. Deci area mode dezactivat. Sparge câte o bucățică odată. Area mode activat. Ia mult mai mult să spargă, dar sparge, ok, un cub de 3x3x3. Apăsăm F de la tastatură, avem aceeași interfață ca de obicei, unde putem să punem bucăți de forță din astea sau lichid, vedem noi pe parcurs. De asemenea, putem să îi punem niște enchanturi. Cum ar veni, asta e rolul acestei măsuțe. E practic o măsuță de enchant. Vreau să zic în engleză glorified, dar bineînțeles că nu-mi vine acum în română cum s-ar traduce glorified. Nu mai contează. Ce vreau eu să pun enchanturi prima dată? M-ar interesa ăsta și cu zahăr. Zahăr mi se pare cam aici. Vreau și eu o bucată de zahăr. Hai două să fie. Ia să vedem, domnule, dacă mi-aduc eu aminte cum merge treaba asta. Deci vedem că nu ne acceptă decât una. Tu ce vrei, mă? Insufficient buildcraft energy. Aoleu, am uitat. La naiba, trebuie să-i fac și un... Pot să fac eu repede aici un Buildcraft, un motoraș? Zim că da. Puțin redstone, multă piatră, multe bețe. Bețe avem o grămadă. Mai mult decât suficient. Un pic de redstone. Pac. Pac, 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 pac. Echilibrăm. Două am nevoie. Pac, 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 pac. Echilibrăm. Mersi. Aș mai avea nevoie de niște... Cred că mi-este suficient doar unul. Cum stăm cu soarele? Stăm foarte bine cu soarele momentan. Piston. Mersi. Shift, click stânga. Și aici nu știu de ce nu mi-ai luat o bucățica de fier. Avem pistonul. Avem cele două. Avem linia asta și mai avem nevoie de o singură bucățică de sticlă pe care o să o luăm imediat ce putem să dormim. Sticlă, sticlă. Ai fi făcut eu, mă, sticlă? Cred că da. Aici este. Și uite așa că avem, domnule, și noi un motoraș pe care îl putem trânti aici cu niște cărbune în el.
Și de ce nu și cu un mâner? Țop, țop. Acum avem suficientă energie. Aproximativ. Ok, nu mă lasă să pun decât un singur zahăr. Aș putea să-i pun și aici zahăr. Ce se întâmplă? E totul mai ok? Da, numai că n-am energie suficientă momentan. Zahărul pune enchantul de viteză. Da? Aș putea să pun două bucăți de zahăr și să-i dau viteză speed 2. Viteză 2, da? Nu prea mă încântă treaba asta momentan. Dacă îi pun... putem să vedem chestia asta aici? Că nu mai știu. Așa, uite aici. Perfect. Deci... mie mi-arată în felul următor. Dom'le, ca să ajungi la nivelul următor de magie, da, pentru acest, pentru această cărțulie, ai nevoie să faci magie cu aceste patru obiecte, care nu știm ce e cu ele. Ne dă niște hinturi. De exemplu, la zahăr, noi ne dăm seama că ar fi zahăr de aici sau reston sau ceva de genul ăsta, zice așa, tastes like win and diabetes. Deci are gust de victorie și diabet, da? Ăsta, spre exemplu, dacă țineți voi minte, seamănă incredibil de tare cu ceva de aici. Da? Deci, hai să mai vedem încă o dată. Ăsta ne zice... they say that bats hold the secret to increased damage. Se spune că liliecii dețin secretul, cum se zice în română, damage. Atacului ridicat, hai să zicem în felul ăsta, atacului mărit. Da? Ei bine, pe mine mă interesează să avansez cât mai repede în nivel. Da? Asta înseamnă că vreau să folosesc cât mai repede toate cele patru obiecte. Și ceea ce înseamnă că eu nu vreau să folosesc două bucăți de zahăr ca să-i dau viteza asta. Eu vreau să folosesc cât mai multe posibil. Ceea ce înseamnă că eu o să folosesc pe ăsta. Viteză și... Force Nugget. Ăsta de aici. Da? Ei, nu fi pufii! Cannot apply these upgrades. Yes, you can. Hai mă, că parcă așa era. Ok, înseamnă că greșesc eu ceva ce nu trebuie să greșesc? Da, greșesc. Da, greșesc. Nu trebuia pe târnăcop, este vina mea. Toată vina este a mea, trebuia să fac eu... o sabie. 1, 2, oh, la naiba și nu o să am suficient. Hai că ne descurcăm noi cumva, vedem cum facem. Dacă nu în episodul ăsta, în episoadele viitoare, cu siguranță. Bun, deci trebuie să fac o sabie. Așa, și sabiei să-i aplic două dintre opțiuni, și anume damage-ul ridicat, da? Și nu viteza. Forța, force nugget-ul, deci dacă ne uităm aici pe force nugget, zice așa, it appears to be a small fragment of force, da? Deci e clar force nugget-ul. Perhaps I could use this to modify a sword. E, uite, ne dă mură în gură chiar. Deci dacă punem așa, aici ar trebui să ne dea. Deci, deja putem să folosim două modifiere. De ce nu le, de ce nu putem folosi mai multe? Pentru că nu avem sloturile astea active. Aici nu putem să punem absolut nimic. Nici dacă vrem, pentru că nu suntem destul de avansați, da? Ok, avem energie aici de la motorașul nostru, avem niște forță aici pe care am pus-o adineauri, avem damage plus forță, da? Deci asta e knockback dacă nu mă înșel și asta e damage pur și simplu, adică sharpness. Hai să îi dăm drumul. Apăsăm go și el acum ușor, ușor ne aplică enchanturile pe sabie. Este foarte ciudățică treaba, e, nu știu cum, da, mă rog. Tu cine mai zici, mă, nimic interesant? Damage 1, knockback 1, da? Deci ne-am mâncat acele două chestii. În momentul de față, dacă apăs shift, parcă, ok, ne zicem în felul următor, până la
Nivelul următor avem nevoie de 41, momentan avem 55. Uite, trebuia să apăs shift înainte să le băgăm pe alea ca să vedeți despre ce e vorba. Deci câștigă puncte cartea asta până ajunge la nivelul următor. Bun, pe târnăcop vrem să punem zahăr, da? Deci uite, ni le-a activat pe astea două, mai avem încă două. Zahăr, hai să-i dăm drumul. 55, 41, ține minte, aici să vedem cât ne consumă. 31,700. Deci cam 400 la fiecare. 85, 11, da? Deci am câștigat 30 de puncte din acel enchant și avem speed 2 pe frumusețea asta. Uite-l aici. Și mai avem nevoie, bineînțeles, de ultima chestie, pentru care nu am eu în momentul de față de niciunele firere al naibii să fie. Cred că îmi pot folosi de aici de puțin fier, poate. O duc foarte, foarte, foarte prost cu fierul. La naiba, știu. Tu ce ești, mă? Off, așa te vreau. Bun. Hai ca să terminăm și ultima treabă și cu treaba asta încheiem și episodul de astăzi. Bun, am obținut două... Ei, haide. Nu ți-am dat drumul, da. E bine, e perfect. Măi, de ce te tot consumi tu aici înainte de vremea ta, mă? Perfect. Țup. Avem și un toporaș. Băgăm aici toporașul. Aici. Și ăsta nu știu dacă mă lasă să pun două. Da, nu mă lasă să le pun pe amândouă unul singur, ceea ce cred că e chiar ok. Dă-i drumul. Sunt curios ce îmi zice. Apply these forceful logs. Apparently this... la naiba s-a dus. Deja l-a făcut. Și uite că avem pe toporul ăsta Lumberjack. Lumberjack-ul, mulți dintre voi îmi ziceați la un moment dat, de ce nu instalez Tricapitator? Tricapitator-ul e plictisitor, oameni buni. Tricapitator-ul este un mod de când eram copil. cred că vă dați deja seama cât de puternic este de fapt acest Darkcraft. Adică, pur și simplu, 5 secunde am aplicat anumite upgrade-uri pe care mi le-am ales dinainte. Și a ieșit exact cum am vrut eu, ce am vrut eu. Da? Deci vă puteți da seama cât de puternică e treaba asta. Singura bubă este că ne pune să facem aceste upgrade-uri. Ne pune să ne utilizăm de acea măsuță. Da? Și din câte îmi dau eu seama până în momentul de față, practic aceste ustensile pe care le-am făcut noi până în momentul... Unii mi-e sabia. Până în momentul de față o să trebuiască să le aruncăm. Pentru că am trecut la nivelul 2, da? Și am descoperit alte șmecherii pe aici, da? Ăsta probabil e lapis. Ăsta e un fortune cookie. O să intrăm în detalii în alte episoade. Ăsta nici nu mai știu ce Dumnezeu este. Cred că ar trebui să mai avem câteva. Da, corect. Mai avem încă două pe lângă asta. Deci trebuie să facem iarăși 5 astea și bineînțeles că enchanturile pe care le avem deja nu mai avem, nu mai putem pune alte enchanturi. Deci eu nu pot să mă duc acum și să-i spun ce am pus pe ăsta. Forță, nu? Da, deci nu mă lasă. Nu este permis. Dar vedem altă treabă că ni s-a mai deschis un slot aici. Deci în momentul de față avem 3 sloturi. Ceea ce o să mă ajute pe mine foarte, foarte mult, dar nu în episodul ăsta. Cred că mai trebuie să vă mai arăt că aici am făcut rost de niște văcuțe și am început ușor, ușor să le înmulțesc cu greul de aici. Așa. Am pus niște cactuși pe acolo să avem la dispoziție. Cam atâta pentru episodul de astăzi, dragii mei. Asta să mă gândesc că nu o să apare episodul. Țineți aproape pentru 1 februarie.
mă rog, 1 februarie în ideea de începutul lui februarie, hai să zicem așa, ca să nu zic o dată fixă că nu se știe, o să am un anunț special, aș vrea să zic pentru abonații mei, dar nu e pentru abonații mei, este pentru comunitatea de Minecraft, de youtuberi care joacă Minecraft din România. Ciofi. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați un comentariu sau să ridicați o mânuță. Bună seara București, bună seara România. Pe data viitoare.